Am revenit în direct în platou la un doctor pentru dumneavoastră. Este adevărat, este lăudabil ceea ce face Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu cât mai multe lucruri pentru prevenție, cu atât mai bine. Sperăm să se și îndeplinească aceste lucruri. Partea a doua a emisiunii continuă, virusurile și bacteriile Nera SARS-CoV-2. Invitatul meu, conferențiar universitar doctor Gheorghe Enache, medic primar boli infecțioase. Bine ați revenit la un doctor Mulțumesc pentru dumneavoastră. Mulțumesc și bună seara telespectatorilor. Dumneastră. Și vorbeam, domnule conferențiar, în atâtea emisiuni, înainte de a izbucni această pandemie, și spuneam așa, omenirea se confruntă și la această dată cu probleme de eradicare a bolilor virale, mai ales celor care au creat epidemii în întreaga lume. Nu știam că se va întâmpla asta în acel moment când spuneam. Și vă întrebam atunci și vă întreb și acum, ce sunt bolile virale, ce sunt virusurile? ne întrebăm și o să ne mai întrebăm. Adică se știu atât de multe lucruri și încă așteptăm niște răspunsuri. Deci cercetările sunt în continuare, ca apropo de cercetare, cercetări se fac și se vor face, dar în paralel, totdeauna, noi trebuie să rezolvăm și problema. Așteptăm rezultatul cercetărilor, pentru că bolnavii suferă, da? Deci pandemia a fost și încă mai este. Deci să nu uităm că virusul este și dacă ne uităm la numărul de pozitivi, ca să zicem așa, la testele făcute, nu numai în România, Italia, Spania, vorbim de Europa, deci Austria, Germania, deci încă sunt destul de câteva zeci de mii în fiecare țară de pozitivi, ceea ce înseamnă mare lucru. Virusul ne-a surprins. Ce ne-a surprins? Noi eram obișnuiți, sau mai bine zis, doream să credem, Că este un virus care se respectă și că ne respectă. Nu, el nu ne-a respectat. El a venit și astăzi, vară ne-a vizitat. Știm foarte bine, e luna iulie, în plină vară. Nimeni nu s-a așteptat treaba asta. Știm foarte bine că eram uh, încă să mai purtăm o mască și lucru, uh, acest lucru a fost bine că l-am am mai purtat pe aici, pe acolo, spun pe aici, pe acolo, pentru că mulți au mers, ce au zis? dacă merg la mare, problema e rezolvată. N-a fost rezolvată, că acolo concentrația era foarte mare de populație, dar și virusul a era la, acasă la el. Deci, e, iată că acest lucru, ne țin în cont de el, va, practic, el nu acceptă să nu fie respectat. Deci trebuie să-l respectăm în sensul de a ține cont de el, adică de a ne feri de el. Îi place să știe că ne ferim de el și el ne va feri. Adică, este un virus inteligent, ca să zicem așa, dar noi, zic eu, că se, trebuie să fim și suntem mai inteligenți decât el și sigur în finalul finalului el va depune armele. Asta sunt convins. Dar să vedem când. Pentru că, iată, vine toamna, da? E frumos afară, ba, da, alternativ. Frig, frigumezeală, după aceea căldură. Iar frigumezeală, deci această alternanță, această biciuire, cum zic eu, a organismului, creează într-adevăr mari probleme. De ce? Pentru că el vine, noi știm de el. Dar am uitat gripa. Gripa abia așteaptă să-și facă și apare Și a făcut apariția. Deci deja nu mai așteaptă. Și ori, nu numai gripa, și o serie de viroze, alte viroze. Iată că virusul acesta zâmbește. De ce zâmbește? O spun sub forma Dar aceasta știți? pentru că el cândva așa venea, sub forma unor viroze obișnuite. Deci nu era virusul care ridica probleme. Iată că sunt alte virusuri, cum sunt virusuri care au rămas pe baricade, ca să zic așa, și vin odată cu gripa și trebuie să știm ce sunt unele, ce sunt altele, dar să nu uităm că gripa uh, dă probleme și să nu uităm că foarte mulți copii la ora actuală sunt cu pneumonii acute cu insuficiență respiratorie datorită acestor viroze și datorită gripei. Deci îl spun, îl spun copii pentru că nu e prea de 1-2 și sunt foarte destul de mulți și suntem încă la sfârșitul septembrie, ce suntem în octombrie, începutul lui octombrie, când ne așteptam în noiembrie, conform obiceiului nostru, știam că atunci sunt virozele. Și începeam vaccinarea. Nu, vaccinarea trebuie începută acum, dacă nu s-a început. Trebuie începută cât mai urgent, pentru că, iată, aceste viroze au venit. Și să nu uităm azi, că este, am făcut, s-a făcut azi primul vaccin pentru variola maimuței. Deci, ceea ce lucra la noi în țară, cu câteva ore în urmă, da, azi e primul vaccin, zic eu că este bine, sunt câteva mii de doze, ceea ce este un lucru bun. Noi, care suntem așa, avem mai mulți ani în spate, ca să zic așa, am făcut acel vaccin, vaccin clasic pentru variolă și mi-aduc aminte personal și spun, o formă unei paranteze, că știu că am trebuit să fac puțin cortizon, că s-a camuflat acolo la loc atât, s-a tumefiat la locul de inoculare. Dar nimic. Mulți se vor da nimic. care sunt riscurile. Dar da, nu, 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 au fost probleme deosebite, decât atât că la locul injectării am făcut așa cum se întâmplă de multe ori la injectarea unor substanțe. De ce să nu recunoaștem? Vaccinarea a eradicat variola. A eradicat, singura de fapt eradicată în 1980, singura eradicată, ceea ce este un lucru uh, nemaipomenit la nivel mondial, să nu uităm că variola a ridicat mari probleme de-a lungul timpului, exact cum spuneați dumneavoastră, mari, mari probleme pandemice cu sute de milioane de decese, dar uh, ea în sine nu mai reprezintă o problemă decât a rămas această uh, tulpină endemică. Endemică înseamnă localizată undeva în Africa, apropo de maimuțe, apropo de transmisia, după aceea iată, și la om. La anumite categorii, mai mult de oameni, dar practic, până la urmă, orice persoană poate să fie expusă. Am văzut odată, ca idee, că și un animal a făcut, și un câine a făcut elemente de variolă, Nu știu ce măsură a fost chiar variola mai multe, dar deocamdată știu că la om există și. Se manifestă așa cum se manifestă variola, dar e mai blândă, atenție, e mai blândă. Domnule conferențiar, de ce s-a spus despre acest vaccin, și foarte mulți oameni încă sunt sceptici? Că a fost făcut pe genunchi, că nu s-au făcut testări, că e un ser doar, și nu s-au făcut atâtea testări cât s-au făcut pentru cel dedicat variolei și altor maladii deci, din trecut? Există mai multe interpretări aici. Fiecare, până la urmă, a luat ce a convenit, ca să zic așa, ca interpretare, ceea ce părea că a înțeles. Ce se întâmplă? Pentru că explicațiile au fost sumare, de multe ori, nimeni n-a luat o cretă, cum zic eu, să treacă la tablă, fiind și cadrul didactic, să treacă la tablă să, să arăți sau te mut foarte mult de acel ARN mesager. Ori el, cum să spun, nu are nicio legătură, noi ne naștem deci cu nu el. Sunt nu sunt riscuri. Nu, nu sunt riscuri, el nu pătrunde în nucleu. El nu, deci nu pătrunde la cităplat unde un nucleul nu. Aici e problema. Din moment ce n-a ajuns în nucleu, nu este nicio problemă. S-au speriat oamenii de ceva. Plus, apropo de uh, a fi făcut pe genunchi, există în uh, virusologie, aceste vaccinuri se fac pe un trunchi comun, să zicem. Până la un moment dat, uh, se merge pe aceeași, să zicem, folosește aceeași metod. După care începe să facem, variola, facem virus pentru cutare, pentru vaccin pentru cutare, pentru cutare, pentru... Ei, vreau să vă spun că s-a pornit de la un anumit nivel când s-a făcut vaccin. De aceea au fost, au fost două motive pentru care, odată că se știa foarte mult despre virusul, despre virusul pentru, de virusul Ebola, și atunci... Trunchiul comun a fost și pentru el, și de aici încolo s-a făcut pentru acest virus. Plus era momentul, era momentul dramatic. Oamenii mureau și mureau foarte mult. Noi nu trebuie să uităm în 2020 cât se murea. Și atunci, normal că se grăbește oarecum. Dar studiile clinice, atenție, dar asta trebuie să știu oamenii, s-au efectuat cu toate acestea, s-au efectuat până la limita în care s-a zis, se știe că este eficient, se știe că nu dă probleme deosebite de grave, să zicem, nu știu, și așa mai departe. Deci, nu s-a făcut chiar pe genunchi. Ce ar fi spus populația invers? Dacă ar fi spus cercetătorii, mergem liniștiți acasă, ne facem programul nostru, apoi mâine ne ducem la serviciu și oamenii mureau, de la o oră la alta. Deci nu, nu se poate spune că s-a făcut pe genul. Din potrivă, este, există în etica acestor momente când și, hai să vă dau un alt exemplu care nu are nicio, apare nicio legătură dacă se găsește un, un medicament foarte bun pentru cancer, care se dovedește că este destul de eficient la animal și se face se efectuează și la om, mulți ar dori să fie ca să zicem așa, să nu zicem cobai pentru că n-au altă șanse să folosească acel momentul și să fie și el în studiu. Deci așa se întâmplă și atunci statul respect, dacă observă și la oameni, dă drumul mai repede un pic, se aprobă pentru ce. Nu, nu se poate spune că a fost prea repede, să știți. Adică există niște limite de la până la. Dacă ai timp și faci în timp nu știu ce. s-au făcut, chinezii au făcut vadă uh, legătura între animal, între păsări, între animale și om. Deci fiecare face studiu. Cei care au făcut vaccinul le făceau studii foarte numeroase să vadă în ce măsură este, fi, cum discutam mai înainte. Deci nu s-a făcut pe genunchi, să știți. Două minute și jumătate din această emisiune și mai am două întrebări. S-a spus că în România anilor de pandemie nu s-a instalat Obișnuita epidemie de gripă. Deși toamna Simplu. existau chiar și morți. Simplu. Deci înainte de pandemia de așa. Deci înainte, într-adevăr, erau cazuri mortale de gripă. Da? Persoanele care erau vulnerabile și nu mai și copii și nu ce, deci se știe acest lucru. Păi gripa a beneficiat de masca noastră. Adică a beneficiat. N-a beneficiat pentru că noi am, am ținut-o la distanță și prin mască. Plus că există un fel de concurență. Iată a fost virusul puternic, virusul acesta care a zis, tu stai de -o, de o parte a spus gripei. Și a stat deoparte. Acum el este mai este în retragere oarecum și gripa o să revină în forță. Deci atenție la vaccinare, atenție la momentul vaccinării pentru că este momentul de vaccinare, nu ne putem juca la categoriile vulnerabile. Ce investigații, foarte pe scurt, ar trebui să-și facă o persoană care a trecut prin COVID? Ce riscuri sunt mai departe? Există long COVID foarte pe scurt, Existe, 30 de secunde. Da. Există long COVID la unele persoane, adică simptomatologie care persistă în timp, să zicem o simptomatologie mai mult sau mai puțin în cronică. Acest long COVID este dovedit că există și am fost fiecare știm de e, în simpozit, la care s-a discutat această problemă, ori rămâne cu o fibroză pulmonară, ori rămâne cu o cefalee, rămân, rămân cu niște sechele, cu niște urmări, cum zice noi. Dar, dar nu este o caracteristică generală, adică sunt anumite persoane care sigur au o, un teren, un teren care uh, favorizează aceste sechele, aceste urmări. Deci long COVID nu este la o, să spunem că a fost o persoană perfect sănătoasă și a rămas cu urmări după long COVID. Nu există treaba asta, deci... Domnule conferențiar, vă mulțumesc pentru prezența la un doctor pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc că și dumneavoastră rămâneți alături de TVR internațională